Alina și bine ați revenit pe acest canal. Astăzi vreau să filmez eu pentru voi produse consumate astea pentru că am o plasă aici foarte mare, nu o să o iau pentru că o să cadă toate astea de aici. M-am pregătit, m-am machiat puțin să mă duc la cursuri și am zis totuși să filmez pentru că stau cu ele de ceva timp, tot zic că le filmez și n-am mai ajuns. Cam așa arată și unghiile mele în cazul în care vă întrebați. Și vreau să vă arăt tot ce am consumat, să pot să le arunc, să nu le mai țin aici, să le duc la reciclat, că tot mă duc în oraș. Și o să încep cu acest detergent pentru spălat pe jos, pentru pardoseli. Ăsta este cu lemon, cu lămâie și văd că are și o floare aici. Îmi place, a fost ok, unul l-am consumat eu, unul soțul meu. Astea le folosește și el la muncă. Și am mai terminat unul cu ceva flori. Și am impresia că ar mai fi unul. Deci am terminat 3 din astea. Ne plac, sunt 3 lei, cred că, sau 3 lei 50 în penny. Foarte ok. Chiar își fac treaba. Sunt mulțumită de ele. Mai departe, am terminat eu spray-ul ăsta de cameră cu lăcrămioare, care mi-a plăcut foarte, foarte mult și a ținut destul de mult și a fost vreo 4 lei și ceva de la un magazin din Călăraș, unde are produse destul de ieftine, chiar faine, mergem destul de des. Și Marius l-a terminat pe ăsta, l-a avut în mașină cu bubble gum. La fel, și lui i-a plăcut foarte mult. Ăsta mie nu mi s-a părut că miroase așa bubble gum, mi se părea că miroasea cumva toxic, așa, nu știu. Nu mi-a plăcut, pentru că am vrut și eu prima oară să iau varianta asta. Mi s-a părut interesantă, iar când am mirosit-o, nu prea mi-a plăcut. Dar lui i-a plăcut. Mai departe, aici a terminat David de la Gerovital Men, un antiperspirant, varianta asta Sedactiv. A fost ok, i-a plăcut, l-a consumat și cred că mai are unul, dar nu știu. Cred că tot de la Gerovital, dar altă gamă sau ceva de genul. A fost ok. 150 de mililitri și a făcut treaba, dar nu o să le recumpărăm pe astea pentru că am văzut că nu-i mai plac, cred că i s-a luat de ele. Mi-am dat un Stray Top sau nu știu ce, ăla care îl folosesc și eu și taică-su și îi place. Marius a terminat acest parfumel pe care l-a primit de ziua lui de la La Riv, Iron Stone for Men, o apă de toaletă, care a avut 100 de mililitri, a mirosit ok. La început să știți că nu mi se pare că miroase bine, dar să știți că chiar a mirosit bine și persista destul de bine. Deci da, mi-a plăcut. Veșnicele bețișoare de urechi de la Lidl, tot pe astea le-am recumpărat, tot pe astea le-am în baie, foarte, foarte bune și foarte ieftine. Deci vi le recomand cu mare drag. Aici Marius a terminat pentru că eu nu iau din astea. Șervețele din astea de pe la chinez cred că le-a luat. Le-a avut în mașină și le-a consumat. A spus că i-a plăcut. El se uită mult după șervețelele astea cu capac pentru că spune el că stă mai bine, rezistă mai bine, nu-i se usucă. Eu n-am avut probleme cu cele de la Lidl sau de la Penny. Știți la care mă refer? Poate am pe aici să vă arăt să mi se usuce niciodată. Astea probabil se usucă, nu știu ce să zic, eu nu le cumpăr. Am terminat și câteva, sau doar unul, nu știu, să mă uit. Două balsamuri din astea de rufe. L-am luat pe ăsta de la Sevi, Sensational. Sensations. Spune că ajunge la 60 de spălări în niciun caz și nici nu mi s-a părut că miroase așa. Wow, l-am văzut și eu recomandat la mai multe fete pe YouTube, dar să știți că nu miroase așa de bine. Mie nu mi s-a părut cel puțin. Poate sunt eu prea pretențioasă, dar nu cred. S-a mai terminat unul de la Sano Maxima, care a avut 1 litru, varianta asta Joy. Ăsta mirosea mai bine și să știți că și pe haine persista mai bine ăsta de la Sano Maxima. Cred că pe ăsta l-am găsit undeva la ofertă cu, 100, cu 12 lei. A fost ok. Nu știu ce să zic. Momentan nu mai am nimic. Trebuie să recumpăr ceva. Am mai terminat aici un detergent din ăsta, un fâs-fâs din ăsta pentru geamuri și oglinzi. Nu este cel mai strălucit special pentru oglinzi, nu vă recomand. Pentru geamuri își face treaba, dar pentru oglinzi nu vi-l recomand. Oricum este destul de ieftin. Și a avut 750 de mililitri, tot din Penny. Nu știu pe unde să le mai pun pe aici, sper să nu le încurc. Am terminat și cutia asta de șervețele cosmetice, le zic eu, pentru că le țin acolo la machiaj. Își fac treaba foarte bine, sunt foarte mulțumită de ele și cred că am cumpărat ceva tot din Penny. Cred că da, tot din Penny, am, nu știu. Vedeți voi data viitoare, dar sunt foarte bune și să știți că le urmăresc să fie la ofertă întotdeauna și șervețelele umede la fel. Îmi place să iau când le găsesc la 3,50 lei sau 4 lei la Penny, alea care îmi plac mie, îmi cumpăr câte 2, 3 ca să am. Am terminat și un Gillette Blue 3 Plus Comfort.
care a avut 8 bucăți, foarte faine. Mă uitam că n-am văzut acum vreo săptămână sau cam așa o săptămână jumate, l-am văzut în Kaufland cu 28 de lei și la vreo câteva zile, tot așa când am fost la cumpărături, mă duc mai des pentru că, na, făcând cursurile mai iau una alta, când ne mai trebuie ceva, iau, mai intru și mai iau câte ceva și le-am văzut pe urmă la preț întreg la 47 de lei sau 46, 47, nu știu, oricum peste 45 de lei. Deci, da, a fost o super ofertă și Marius a zis să le recumpărăm atunci, dar am zis că nu. Da, eu. Am mai terminat aici, ce am mai terminat? Un Fairy, asta pentru că nu am găsit detergentul de vase de la marca Penny, care îmi place mie și l-am luat pe ăsta. Foarte fain, a fost ok, nu pot să zic că m-a dat pe spate, face exact aceeași chestie ca și detergentul de vase din Penny, asta clar. Și a avut 875 de mililitri. Da, clar, deci dacă mă puneți să aleg între Fairy și detergentul de vase de la Penny, cu siguranță l-aleg pe ăla, deși o să vedeți că nu este mare diferență de preț, nu știu dacă este un leu sau ceva de genul. Tot pentru casă sau ce. Pentru baia am mai terminat chestiuțele astea de toaletă, știți că le recumpăr, sunt alea cu gel. Le-am luat din Penny de data asta, de obicei le mai iau din Kaufland, dar unde le găsesc de acolo le iau. Am terminat și un biocarpet pentru că, nu știu dacă ați văzut în vlog, aveam o mochetă pe care am spălat-o și l-aveam de ceva timp, așa că l-am terminat. Foarte fain, mi-a plăcut. Văd că ăsta este pentru covoare și tapizerii și am văzut că mai sunt și alte variante, adică pentru a estompa mirosurile sau ceva de genul. Parcă să zic că am văzut, dacă știți să-mi spune și mie, dar eu parcă să zic că totuși am văzut și așa. A fost bun, pe ăsta cred că l-am luat din Jumbo și vi-l recomand cu siguranță. Ce mai am pe aici? Mai am terminat aici un odorizant din ăsta de cameră cu mango. Ăsta l-am primit de ziua mea, este adus de un văr din Turcia și să știți că mirosi foarte, foarte bine. Varianta asta cu mango îmi place foarte mult. Este o copie sau, mă rog, o alternativă pentru... Nu-mi vine acum cum le zice. Le-ați mai văzut voi la mine, chiar nu-mi dau seama acum, dar mi-a plăcut foarte mult și cu siguranță vi le recomand. M-am și vopsit și am folosit Garnier Color Naturals negru intens. A fost ok, ce să zic, eu folosesc doar o singură cutie pentru că mă vopsesc mai mult pe aici, pe la tâmple, pe la rădăcini, nu pe toată lungimea părului pentru că am păr alb, am foarte mult păr alb și de asta îl folosesc, o de asta o folosesc, nu neapărat să mă vopsesc tot părul pentru că părul meu este destul de negru, dar pe aici se tot duce vopsea, nu știu, în ultima perioadă, să-mi spuneți și mie o vopsea, dacă știți o vopsea bună care își face treaba, să-mi spuneți și care rezistă pe păr, pentru că eu orice vopsea am folosit, mai scumpă sau mai ieftină, să știți că se duce foarte repede și nașa mea îmi spune aceeași chestie, care aceeași problemă. Aici am câteva, hai să încep cu gelurile de duș. Am terminat gelul ăsta de duș Men 3-in-1, varianta asta intens și văd că este vegan de la Bevola, deci din Kaufland. L-am luat pentru băieți, dar să știți că l-am folosit și eu și mirosea a lămâie foarte, foarte fain și cred că a fost 3 lei, deci chiar se merită. Își face treaba pentru 3 lei, repet. Și ăsta tot din Kaufland cu mango și piersică, la fel și ăsta mi-a plăcut, știu că mirosea bine. Uite, astăzi când merg, sper să recumpăr vreo două geluri de duș, că nu știu ce mai avem pe acolo, peste ghiuvetă, să mă uit. Am terminat și un balsam de păr pe care l-aveam de mult început și am să-l termin de pe import direct cu, pentru volum, la 400 de mililitri. Să știți că nu m-am uitat pe el când l-am comandat, că este pentru volum, că nu l-aș fi luat sincer, dar a fost destul de ieftin. Nu pot să zic că a făcut mare chestie, l-am folosit, dar nu vi-l recomand, clar, nu face o treabă așa să zici că, băi, chiar vezi o diferență, chiar nu face, deci nu vi-l recomand, dar a fost destul de ieftin, asta aici, acolo l-am încercat. Am terminat și apa mea micelară preferată de la Garnier, care a avut 400 de mililitri. Acum am cumpărat altceva pentru că nu am găsit apa asta, dar nu mai știu unde am fost, eu la DMI și nu avea. Am luat ceva de la Elmiplan sau ceva foarte asemănător, că la început nici nu mi-am dat seama că nu este Garnier și este Elmiplan. Aproape de casă am văzut și zic, hai totuși să o încerc, dar este bună și aia, o să o vedeți în produse consumate sau într-un vlog viitor. Deci asta chiar vă recomand. Și am mai terminat aici. Ups, abia aștept, avem o pungă din asta, de asta fâșie. Am terminat... Pisica mea se aude afară. Am terminat o copie din asta care rezistă și
persistă foarte mult de la Lancôme Idol, care a avut, cred că 50 de mililitri. Cred că 50 de mililitri. Deci foarte, foarte bune și foarte persistente parfumurile astea. Deci le ador pur și simplu. Rezistă. Deci eu când iau hainele și le bag la spălat, încă miros. Deci foarte, foarte fain. Acum am o altă variantă. De la Prada sau ceva de genul. Foarte faină și aia. Și am mai terminat aici un dizolvant cu aceton pentru lac de unghii. L-am folosit la pedicură. Vedeți că nu mi-am mai pus unghii și nici nu mai vreau să-mi pun o perioadă, vreau să stau așa, vreau ca unghiile mele să-și revină, le tot dau cu lacul întăritor să fac ceva din ele, nu vreți să știți dacă nu, așa, nu aș folosi lacul ăsta 2-3 straturi pun pe unghie, pur și simplu mă dor unghiile, deci vreau să stau așa o perioadă și să le las să-și revină, știu că na, arată cumva ciudat, arată urâțel, dar pe mine nu mă deranjează și cumva mă și ajută la cursurile astea de machiaj. Mi-e mai ușor să lucrez cu toate produsele astea mici. Nu știu, cred că mi-era și dor așa să am unghiile mele naturale. De ce nu? Să știți că ele cresc, au crescut, doar că le-am tăiat. Erau destul de măricele. Asta pentru că se îndoaie destul de repede și mai mult mă doare decât mă ajută, așa că n-are rost să le țin așa. Pentru o perioadă o să le țin foarte, foarte mici. O să le tai mici ca să-mi fie mie ușor. Cam atât. Cred că asta a fost tot ce am avut să vă arăt. Sper din suflet că v-a plăcut și vreau să vă rog, pentru că am văzut și eu acolo în statisticile canalului meu de YouTube că mai mult de 60% din persoanele care îmi urmăresc videoclipurile nu sunt abonate și nu înțeleg de ce. Dacă vreți să mă ajutați să-mi crească canalul și vreți să-mi faceți un bine, dacă vreți, nu e obligatoriu, vă rog să-mi dați like acestui clip, să distribuiți, de ce nu, nu e obligatoriu, dar să vă abonați, clar, și mi-ar place, cred că m-ar ajuta și mai mult, dacă mi-ați lăsat măcar o inimioară, măcar o mânuță acolo, măcar o, nu știu, un semn ceva în comentarii, să-mi comentați ceva acolo, cred că m-ar ajuta foarte, foarte mult. Da, vă pup, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!